O altă problemă majoră este faptul că oamenii în viața de familie nu mai sunt mulțumiți. Și este legată de problema infidelității. Oameni care nu mai sunt mulțumiți de copiilor și copii care nu mai sunt mulțumiți de părinților. Unii dintre ei chiar verbalizează lucrul acesta și spun ceva de genul, aș vrea ca X sau Y să fie tatăl meu sau mama mea. Și. În momentul în care ei au o ofertă așa de largă, încât văd tatăl colegului cu care sunt prieteni pe Facebook, în care văd mama colegei și dintr-o dată ei încep să facă comparații, tatăl este în lumea reală cu bunele și relele lui, cu toanele lui, cu oboseala de la serviciu, cu nervii lui uneori și pare că e un tată imperfect, dar celălalt pare că este perfect pentru că își postează tot timpul la ținută frumoasă. N-am văzut poze cu oameni în șalopetă. Nu știu dacă dumneavoastră ați văzut. Eu n-am văzut poze cu oameni în șalopetă. Toți oamenii sunt îmbrăcați frumos, toți oamenii sunt frezați, toți oamenii sunt arajați atunci când postează ceva. Și creează oarecum o insatisfacție cu viața în familia reală. Și oamenii doresc cu totul altceva. De aceea rata divorțului este așa cum este, în toate țările, de aceea ei este în creștere în continuare, pentru că oamenii devin insatisfăcuți de viața din familia lor, datorită ofertei alternative care pare că există. Din păcate, cei mai mulți dintre ei constată că nu e real. Renunță la familia lor, merg într-o altă familie, dar de fapt ei sunt în continuare insatisfăcuți de viața de familie. Și un ultim lucru pe care eu l-am studiat a fost referitor la faptul că există o spiritualitate pe care fiecare individ trebuie să-și o dezvolte pe parcursul vieții. Și există o, o linie care arată nivelul la care omul este în viața lui spirituală, în relația lui personală cu Dumnezeu. Și în funcție de uh, greutățile vieții, în funcție de deciziile Lui, în funcție de uh, lucrurile la care El le acordă timp, acest nivel de spiritualitate crește sau scade. Eu constat că nivelul acesta de spiritualitate este în cădere liberă. Oamenii citesc puțin din Biblie. Se roagă puțin, dăruiesc puțin, uh, se implică nevoile altora. La un nivel minor față de potențialul pe care îl au. Și în timp ce aproape toată lumea se plânge că nu are timp, totuși atât de mulți oameni alocă un timp major din viața lor internetului, rețelelor sociale și altor lucruri legate de tehnologie. Păi dacă nu avem timp, cum de ne facem timp pentru lucrurile acestea? Și sportului, și altor lucruri pe care oamenii uh, le adoră. Și pentru că le adoră, își fac timp pentru el. Dacă omul nu își face timp de relația lui cu Dumnezeu, înseamnă că nu-l adoră pe Dumnezeu. Înseamnă că nu este un creștin dedicat. Deși e greu să le spui oamenilor lucrul acesta și ei cumva uh, cred că toți, născându-se într-o țară creștină, sunt creștini buni. Dacă mai sunt și din Bisericile Evanghelice, le, par, le pare că sunt niște creștini creștin excelenți. Dar atunci când te uiți la nivelul de spiritualitate privind prin niște uh, itemi uh, clari, măsurabili, îți dai seama că nivelul de spiritualitate nu este cel pe care Domnul l-ar aștepta de la noi.